În România, ultimului sfert de veac, fiecare scumpire cu 1% a benzinei sau chiar fiecare zvon de scumpire a determinat o reacție în lanț și o creștere cu cel puțin 10% a prețului la absolut toate produsele. Ba de la un moment dat, până și ieftinirea benzinei a produs scumpiri la raft. A fost exact aceeași situație și la cursul valutar. Când marca germană, mai târziu euro, creștea, creșteau și prețurile. Când scădea, prețurile tot creșteau pe diverse găselnițe invocate de comercianți. Niciodată totuși nu s-a întâmplat ca acum. O ieftinire cu 25% la pompă, dublată de diminuarea considerabilă a taxei pe valoarea adăugată, ar fi trebuit să tragă în jos drastic valoarea coșului zilnic, ceea ce nici gând să se producă. Această situație scandaloasă determină o întrebare firească: cine și cum protejează interesele cetățeanului în România? Sigur că am vrea cu toții ca să existe o reacție mai rapidă a zonei comerciale atunci când scade prețul la combustibil. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Se întâmplă doar atunci când crește prețul la combustibil, pentru că acei comercianți caută să-și adapteze imediat situația prețurilor pentru ca să nu aibă câștiguri mai mici. Pentru că, să ne înțelegem foarte clar, în zona comercială se întâmplă foarte multe transporturi și atunci această zonă este legată de ceea ce se întâmplă în prețul combustibililor. Când prețul combustibililor scade, reacția de regulă este mai întârziată, pentru că e și normal. Comerciantul vrea să-și rețină o sumă cât mai mare și nu poate să facă și nu are interesul să facă imediat scăderea. Din acest punct de vedere, nu cred că trebuie să ne așteptăm foarte repede la scădere extraordinare ale prețurilor în magazine, chiar dacă există prognoze că prețul petrolului brut o să scadă și mai mult. Avem puzderie de agenții naționale de reglementare în infinite domenii. Teoretic, ele reglează inclusiv diferențele de preț și se îngrijesc să mențină proporția dintre puterea de cumpărare și interesul furnizorului. Avem un comisariat pentru protecția consumatorilor, care teoretic, așa cum îi spune numele, ar trebui să se dea de ceasul morții pentru respectarea drepturilor clienților. În realitate, toți se dau de ceasul morții nu pentru clienți, ci pentru clientelă. Grijile lor cele mai importante sunt să-și asigure salarii consistente și condiții privilegiate. Cetățeanul nu are decât să se descurce pe cont propriu ca în junglă. Vorba lui Caragiale, statul nu simte dacă pierde, dar buzunarul propriu da. Resimțiți scăderea TVA-ului la alimente? Nu știu, nu cred. Nu l-am resimțit așa de mult. Când ați fost la magazin, vi se pare că ați plătit mai puțin la casă decât anul trecut? Nu mi s-a părut. Ați resimțit scăderea TVA-ului? Nu, n-am resimțit încă nimic. Vi se pare că ați plătit mai puțin la casa de marcat acum în ianuarie decât în luna decembrie? Nu, la casa de marcat nu. Singurele scăderi ce le-am observat sunt pe facturile de la utilități. Ați resimțit scăderea TVA-ului la alimente? Mă drept să vă spun, nu prea am cumpărat până acum. Am avut rămasă de la anul nou și n-am prea cumpărat. Ați resimțit scăderea TVA-ului la alimente? Nu prea. Ați resimțit scăderea TVA-ului la alimente? Nu. Nu, n-am resimțit. Păi comparăm și etichetele și prețurile și sunt cam aceleași. Nu am făcut cumpărături mari, dar la ce am făcut nu se simte deocamdată. Nu se vede ceea ce este pe raft cu ceea ce cumpărăm. Nu-i diferență. Da, am resimțit-o. Sunt mai ieftine ca anul trecut? Sunt mai ieftine decât anul trecut. Consiliul Suprem de Apărare a Țării, dacă nu este doar un bibelou, trebuie să reacționeze foarte ferm și să transmită mesajul clar către comercianți că răspund pentru această șmecherie. Același mesaj este valabil pentru instituțiile și demnitarii care protejează metodele de prejudiciere de înșelare a românilor. Nu este numai pur și simplu scandalos ceea ce se întâmplă, este pușcăriabil un atentat la întreaga națiune. Măsurile de relaxare fiscală luate de stat pentru a ridica presiunea de pe cetățeni sunt un eșec, în situația în care ele sunt anulate la raft de adaosuri comerciale imorale. Complicitatea instituțiilor de reglementare cu țeparii determină o ieftinire ioc. Ne-am întors în sălbăticia post-revoluționară, când singura lege care conta era legea junglei. Acum, aici e greu de spus cine poate vina. Un singur lucru aș putea să spun, că statul ar trebui să-și asume rolul de reglementator și să intervină mai prompt în toate aceste situații.
sau cei care reprezintă statul. Că așa când spunem statul, apare ca o noțiune abstractă, dar există o serie de agenții guvernamentale, există guverne care ar trebui să intervină foarte rapid și să stabilească aceste lucruri. Statul român, ezitant și dezorientat, este sabotat chiar din interiorul sistemului. Cum să nu fie frustrați și furioși cetățenii când constată că sunt luați permanent de proști și, indiferent de context, se regăsesc explicații pentru care le merge tot mai rău, în loc să le meargă tot mai bine? Cum să-i convingi pe oameni să revină în țară, dacă în Occident câștigă de 10 ori mai mult și au cheltuielile de acasă, unde mâncarea, benzina, hainele și întreținerea costă cât în vest sau poate chiar ceva mai mult? Sunt voci care susțin că o soluție ar fi profesionalizarea structurilor administrative. Acestea sunt suficient de profesioniste, dar probabil insuficient de cinstite.